Chiar în afara orașului Nazaret se află o fabrică de ceramică tipică tradiției arabe. Aici, familia Musmar continuă o meserie străveche pe cale de dispariție. Fabrica Al-Fakura a fost fondată de bunicul meu, Hanna Said Musmar, născut în 1896. De mic, bunicul meu se juca cu lutul, îl modela, așa a început totul. Părinții săi au decis să-l ajute să-și dezvolte talentul și l-au trimis la München, în Germania, unde a studiat arta ceramicii. Bunicul lui Bassam s-a întors apoi în acești munți bogați în argilă și a înființat prima sa fabrică la începutul anilor 1930. A început cu producția de ustensile ceramice vechi de uz casnic pentru depozitarea și gătitul alimentelor. Noi, nepoții, încercăm să ducem mai departe și să păstrăm acest meșteșug, pentru că povestește istoria noastră, moștenirea noastră și pământul nostru. Îi învățăm pe copiii noștri și îi introducem în metoda de producție pe care o folosim, pe care am moștenit-o de la bunicul meu, pentru a transmite existența noastră prin aceste obiecte ceramice și prin acest pământ. Procesul de fabricație începe cu extragerea argilei din sol. Argila este depozitată în benzi umede, modelată și în cele din urmă arsă în cuptor la o temperatură de 850 de grade pentru a deveni o ceramică gata de utilizare. În trecut, procesul era cu totul manual, dar astăzi, cu ajutorul mașinilor, volumul de producție al fabricii a crescut semnificativ. Fiecare mașină poate produce 1200 de bucăți pe oră. Fabrica Al-Fakura combină tradiția și creativitatea, atât în ceea ce privește designul și decorarea, cât și în ceea ce privește personalizarea obiectelor. Aceste obiecte de uz casnic au caracteristici foarte potrivite pentru conservarea alimentelor, cunoscute încă din vechime. Ținerea uleiului în recipiente din ceramică îi păstrează calitatea mai bine decât sticla, staniolul sau plasticul, deoarece împiedică pătrunderea luminii. Astfel, uleiul se păstrează mai mult timp. Fabrica Al-Fakura este deschisă și vizitatorilor pentru a transmite și a păstra viu în memoria noilor generații acest patrimoniu legat de identitatea arabă. Organizăm vizite ghidate pentru familii, copii, școli și diverse asociații. Prin intermediul acestui program, prezentăm metodele de producție vechi și moderne, dar organizăm și ateliere de lucru. Participanții pot realiza cu propriile mâini mici obiecte din ceramică pe care apoi le pot lua acasă. Fabrica Al-Fakura rămâne ca o punte de legătură între trecut și prezent, între tradiție și inovație, și ca un loc în care această importantă moștenire artizanală este păstrată și transmisă mai departe.